Bună seara! Martin Luther King, în uh, faimosului discurs I have a dream, în care spune că visează o societate în care individul nu este judecat după grupul la care aparține, ci după calitățile lui morale și uh, sufletești intelectuale, uh, Martin Luther King uh, încheie acest discurs cu o, o profesiune de credință foarte optimistă. El spune, noi vom reuși pentru că bolta largă a Universului este înclinată spre dreptate. Ce vrea să spunem, Martin Luther King? King este un hegelean și un marxist uh, care folosește o retorică biblică, creștină, evanghelică, așa cum știm prea bine. Și ca hegelean, uh, King crede că, citez, istoria este evoluția conceptului de libertate. Deci există un vector al istoriei care uh, duce înainte lumea spre dreptate și libertate. Uh, scepticismul postmodern care a venit după King și în contextul căreia King a fost transformat într-o icoană a drepturilor minorităților, mai degrabă decât într-un apologet al individului, care să fie apreciat după calitățile lui morale și pe valoarea lui socială mi-a făcut cumva să fim sceptici rezervați față de această idee modernă a progresului, că istoria este, este cauzată de un vector care împinge lucrurile înainte spre libertate și spre dreptate. De fapt, primii care au susținut această idee a fost profeții evrei și după aceea ideea a fost reluată într-o formă seculară de către gândidorii moderni de începând de la iluminism încoace, care au crescut în progres. Însă fraza lui King, arcul sau bolta largă a Universului, înclină spre dreptate. Vrea să spune că evoluția Universului, prin natura ei, generează structuri care duc la valori umane și la ceea ce reprezintă idealurile noastre. Istoria însăși este doar o parte a istoriei Universului. Cu alte cuvinte, există un vector în istoria Universului, un sens al Universului, care duce spre afirmarea anumitor valori ca dreptate și libertate și, în ultima instanță, la ridicarea omului. Avea dreptate King. Aș vrea să povestesc un alt episod uh, anecdotic din viața lui King atunci când serialul Star Trek a fost a început să fie făcut de Gene Roddenberry. Gene Roddenberry a fost în mod, în mod, excepțional, în mod ciudat, a scăpat de vânătoarea de vrăjitoare a lui McCarthy și a fost un progresist. A fost oarecum un criptocomunist care a fost tot timpul într-o luptă cu companiile de televiziune. Pentru că mai întâi serialul, serialul Star Trek a promovat ideea unui secund feminin pe lângă capitanul masculin, și de aceea s-a fost respinsă foarte categoric de televiziunea americană, care s-a părut că ideea contrage cu valorile tradiționale ale Americii. După aceea, Roddenberry prezintă în Star Trek o anumită utopie, o utopie care este contrar la ceea ce numim visul american. Uh, o altă problemă a al lui este aceea că a promovat uh, pentru prima oară uh, un sărut între o negresă și un alt. Și aici mă întorc la King. Uh, uh, actrița pe care a fost Roddenberry în, în prima serie din Star Trek a fost Nichelle Nichols. Și Nichelle Nichols a vrut să părăsească serialul Star Trek și King l-a abordat-o și a spus, tu n-ai idee cât de important e acest serial. n te, la ce cauză te-ai angajat. N-ai idee la ce lucrezi. Nu părăsi serialul Star Trek. Este prea important ca să-l părăsești. Ce vrea să spună King? Star Trek este inspirat din uh, o carte și o încercare de serial de cinema a sovieților. Uh, autorul cărții se numește Ivan Efimov și cartea se numește Nebuloasa de Andromeda. Efimov a luptat în Armata Roșie în tinerețea lui în timpul Revoluției din Octombrie, după aceea a mers la Petersburg, unde și-a continuat studiile în știință, devenit un paleontolog renumit este cel care a înființat tafonomia ca, ca subramura paleontologiei. Și această subramura a paleontologiei se ocupă cu structurile tipice, cu tiparele de structuri în cadrul fosilizării, deci îi apare aici o idee că istoria vieții implică o tendință spre anumite structuri tipice și tapa, tafonomia se ocupă cu studiul acestor structuri tipice. de Andrometa este o, o ficțiune a lui Efimov în care, într-o viitoare utopie, post-sovietică, de fapt, post-industrială. Este perceput un semnal din nebuloasă în Andromeda și acest semnal reprezintă niște ființe care arată exact ca niște oameni care performează un, o piesă de balet splendidă. Și cei care primesc acest mesaj își pun întrebarea prima oară, dacă este posibil să străbate distanțele stelare și să luăm contact cu aceste civilizații îndepărtate la un milion și ceva de ani lumină nebuloasa Neandrometa și tot romanul nebuloasa Neandrometa se învârte jurul acestei idei Ivan Efimov a luat mă scuzați, Jean Roddenberry a luat ideea lui Efimov și a dezvoltat un serial american în care sunt multe subtexte care să spun mai ales în epoca măcar artistă puteau să pară destul de subversive totuși se pare fiind serialul SF nu a fost observat acest lucru Acum, în, în, ca și Nebulas în Andromeda, în Star Trek apare o idee că Universul tinde să producă anumite structuri, ideea pe care uh, uh, Efimov a luat-o din paleontologie. Anumite structuri, că Universul tinde să producă nu numai viață, dar și oameni, adică ființe umanoide, cu un mod de gândire ca al nostru și cu valori care le noastre. Uh, este exact ideea uh, expusă de King în fraza lui Bolta largă a Universului înclinat spre dreptate. Această idee a lui Efrimov reprezintă o școală de gândire sovietică, nu, nu stalinistă. Deci aici vorbim de un curent care a avut o viață scurtă între Revoluția din Octombrie și începutul prolet cultismului din anii 30 și care a fost păstrată în general în autor de SF-uri care nu erau prea bine de Stalin uh, și uh, în uh, lumea oamenilor de știință. Uh, biocosmismul implică ideea că universul are un vector care duce implicit spre viață, spre viață organizată și, în ultima instanță, nu numai spre ființe umanoide din punct de vedere biologic, dar uh, și din punct de vedere psihologic și spiritual, tinde la... Uh, ceea ce Hegel numea istoria ca evoluția conceptului de libertate, tind spre promovarea anumitor valori spirituale. Aceasta, deci, ar fi o tință a Universului, evoluției Universului, numai evoluției istoriei umane. Este o idee uh, față de care lumea este sceptică astăzi. Sceptică din două motive. Mai întâi este sceptic, acest scepticism postmodern. Ideea că evoluția este haos și evoluția nu are niciun model, nicio direcție. Sunt de Stephen Jay Gould. Mă rog, de ideea postmodernă că progresul este o iluzie sau că este chiar ceva rău și <coughs> tendința permanentă de întoarcere la forme de viață primitive și tribale exprimate, dacă, ca să rămânem în domeniul SF-urilor SF -urilor, iarăși, exprimate în sf ca avatar. Uh, însă, pe de altă parte, uh, există un puternic asalt al religiei. O altă problemă cu care uh, Roddenberry a avut de furcă cu televiziunea americană este acela că televiziunea americană a cerut neapărat să includă un capelan creștin pe nave Enterprise, ceea ce l-a refuzat să facă categoric. El considera că viitorul omenirii este fără religie. Și uh, dacă observați că se uri moderne, ca Babylon 5, uh, lasă un loc religiei în viitorul omenirii, în viitorul explorării spațiale așa cum viitorul Universului este de asemenea capitalist. Este iarăși aici o idee că dacă există o tendință, un vector în Univers, acesta tinde spre tribalism, spre capitalism, spre religie, dacă există un vector, dar în general acest vector este contestat. Asaltul din partea religiei este un asalt împotriva ideii de progres, împotriva ideii că există o tendință intrinsecă a Universului spre bine. De ce acest atac a religiei? Pentru că aici religia nu are de a face cu o idee rivală, cum ar fi ateismul sau materialismul, ci mai degrabă cu o religie rivală. Este Père de Chardin care a adoptat biocosmismul la teologia creștină și a integrat cele două. A arătat felul în care temele tradiționale teologiei creștine și temele biblice și simbolistica creștină și simbolistica apocaliptică și simbolistica genezei pot fi foarte bine integrate într-o concepție evoluționistă despre univers, în sensul că vectorul evoluției universului duce spre realizarea unor narrative biblice, să zic așa, cum ar fi prima narațiune din Geneza în care creațiunea se termină cu o lume fără predație și o societate perfectă. Și foarte perfect inocentă și iluminată în același timp, sau cetatea din Apocalipsă, sau dacă vreți, profețirile evreilor care privesc la un viitor mesianic mai repede decât la un trecut ideal, ideea că l-a freat foarte tare pe, compatriot, pe compatriotul nostru Mircea Eliade E bine, există sau nu există această tendință a Universului. Aș vrea să plec de la o idee profundă pe care prietenul nostru, fraier, fraier de mase, a postat-o la subsolul ultimei emisiuni, anume că Universul nostru, vorbim despre acordarea filmului a Universului, Universul nostru este acordat fiind pentru o viață plină de erori și instabilă, o viață care implică degenerarea și moartea. Și este cuprinsă în subtext ideea că un Univers perfect ar fi reglat pentru ca viața să fie uh, fără moarte și uh, să fie stabilă, perfectă și să nu există degenerare și așa mai departe. Uh, apreciez uh, uh, intuiția lui Fraier de Mase, uh, Mai iartă că îi spune așa, așa se semnează, uh, însă aș vrea să, cu, cu respectul convins să exprim o idee opusă. Anume că tocmai imperfecțiunea Universului și imperfecțiunea vieții este ceea ce generează acest vector al dezvoltării. Dacă primim, de exemplu, structura câmpului de microonde al Universului, este un lucru constatat, că intensitatea radiației de microonde variază. Și că variază în un timp, variază în spațiu. Și că structura Universului, deci dis, dispuze, dis Poziția materiei și energiei în Univers, de fapt, este identică cu această variație în, în, în compoziția câmpului de microunde. Ceea ce înseamnă că concluzia este că acea minge de fotoni și electroni de, din care s-a rezultat Universul prin, prin inflația spațiului. Nu a fost o sferă perfectă, ci a fost inegală. Distribuția materiei și energiei a fost inegală de la început. Deci perfecțiunea nu a existat. Uh, care sunt cauzele acestei inegalități? Care sunt cauzele distribuției inegale a materiei și energiei? Uh, una dintre cauzele cunoscute astăzi este dispoziția materiei întunecate, despre care nu știm ce este. Uh, spuneam că explicația relativistă ar fi aceea că ar fi, de fapt, efectul... Uh, prin alte dimensiuni de spațiu și timp, efectul relativist al, al altor universuri paralele în universul nostru. O explicație perfect logică și uh, care stă în picioare matematic și uh, ca geometria Einsteiniană, chiar dacă deocamdată nu o putem uh, verifica. Uh, ca să merg mai departe, această uh, dispoziție inegală a materiei și energiei în univers este ceea ce duce în ultimă instanță la nașterea galaxiilor și a sorilor, ca locuri în care masa se concentrează. Și știm cu toții că sorii, prin nucleosinteză, produc materia. Acum, observația pe care a avut-o Hoyle și care stă la baza conceptului de, de reglare fină a Universului, este principiul antropic, este aceea că nivelul de energie al particulelor cuantice face ca atomul de carbon să fie supraabundent în, între metalele grele din univers și între metale din univers. Deci prin metale înțelegem ceea ce trece de hidrogen, heliu și litiu. Și uh, uh, atomii de carbon au o particularitate aceea că pot să formeze lanțuri lungi în care uh, atașează atom de oxigen, de hidrogen, de fosfor. universul este foarte abundent, nu numai în carbon, dar și în hidrogen, oxigen, fosfor și apă. Și aceasta face ca universul nostru să, fie, să abunde în substanțe organice. E un lucru demonstrat la data aceasta, că substanțe organice nu sunt o excepție pe pământ, ci universul abunde de substanțe organice și de structuri foarte complexe, de aminoacizi. Și asta confirmă ideea că vectorul Universului este uh, direcționat către formarea de materie organică. Sau să spunem uh, folosind limbajul lui King, uh, bolta largă a Universului este înclinată spre materie organică. Uh, de aici, pasul următor este apariția vieții. Uh, viața însemnează molecule organice care au calitatea să se autoreproducă. Noi legăm viața doar de celula, de unitatea, mă rog, de baza vieții este celulă, Există însă molecule care se autoreproduc fără să fie viață, pentru că nu sunt o celulă și acestea sunt viruși. Există ADN care poate în afara, în afara celulei și așa mai departe. Întrebarea este, viața evoluează? Evoluția este o lege a vieții? De ce evoluează viața? Tocmai pentru motivul pe care l-a specificat prietenul nostru, fraier de mase. Viața evoluează tocmai pentru că este imperfectă. Pentru că copierea ADN-ului de la o generație la alta este imperfectă. Întotdeauna se face cu erori. Și tocmai aceste erori sunt cele care generează evoluția, informația nouă apare prin faptul că ADN-ul se dublează în mod accidental. Și interesant că tocmai acest caracter imperfect al vieții, caracterul instabil al ADN-ului, este ceea ce generează prin asimilare de energie, bineînțeles. Asta nu anulează legea entropiei universale, dar există soarele ca surse de energie și stelele ca surse de energie din afară, care uh, sunt transformate în informație, în evoluția vieții. Și astfel viața însemnează o continuă creștere a nivelului de informație. Uh, există un sens al evoluției, cu siguranță că există un vector care merge de la simplu la complex, la acumulare de informație, energia care vine de la soare pe planeta noastră, energia geologică care generează mișcările tectonice și schimbă tot timpul mediu și astfel pune noi criterii de selecție naturală și noi provocări de adaptare la viață, se transformă în informație prin evoluția vieții. Este un fapt. Și există, cum spunea Ivan Efremov, există niște tipare, niște structuri tipice în evoluție. Ter de Chardin, care a abordat aceeași problemă din punct de vedere al teologiei creștine, a unei teologii creștine pentru viitor, să zic, sau pentru prezent, dacă vreți, unei teologii netradiționale, care integrează știința în, în simbolistica și narațiunea biblică și teologică. Ter de Chardin arată, la nivelul lor 50, destul de clar că evoluția tinde spre replicarea anumitor structuri tipice și are anumite legi care fac să există o tendință, spre uh, sentiență, uh, cred că uh, vorbim despre sentiență, nu sunt în niciun caz, uh, 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 nu sunt în niciun caz pregătit să vorbesc despre istoria uh, speciei Homo Sapiens, de la cap la altul, de fapt, nimeni nu poate face. Cert este că Homo sapiens n-a fost singurul. Și faptul că a existat și omul de dar și omul de denizovan și chiar Homo erectus dovedește acest vector al vieții care merge spre sentiență, merge spre inteligență umană și selectarea lui Homo sapiens este probabil argumentul cel mai puternic în favoarea acestui vector. Chiar dacă selectarea se face prin mijloace aleatorii. Dar în cea mai mare parte a istoriei lui, a istoriei lui Homo sapiens, individul a fost o funcție a turmei. Chiar dacă, de aceea, moral a fost morală de turmă. Uh, miturile au exprimat valorile turmei, să zic. Și uh, idealul cel mai al individului n-a fost supraviețurile lui ca individ, ci supraviețurile lui ca parte a turmei și, în primul rând, supraviețirea turmei. Dacă citim uh, Vechiul Testament, observăm foarte bine că de puternic era acest ideal în vechime, Avram, de exemplu, este animat de idealul de a avea un copil și a avea o posteritate. Și promisiunea cea mai mare pentru Israel este să aibă o posteritate și cel mai, import, cea mai mare blestem pentru un evreu în timpul Vechiului Testament este să fie tăiat, să fie scos din neamul să fie scos în afara turmei. Fiindcă la fel ca și albina, care nu poate supraviețui individual, trebuie să fie în stup. Individul nu se Vede pe sine altfel decât ca o funcție a turmei. Cred că este un pas foarte important în evoluția omului, sub aspect spiritual, nu sub aspect biologic aici, momentul în care individul nu devine o funcție a turmei, ci existența devine o funcție a individului. Și probabil că punctul de referință cel mai reprezentativ este dictonul de Descartes. Gândesc, deci există. Existența este o funcție a gândirii. Cel care există nu este cel care face parte dintr-o turmă. Nu există fiindcă sunt iudeu sau fiindcă sunt grec sau fiindcă sunt barbar. Nu există pentru că sunt fiul lui cu tare, sau sunt uh, uh, sclavul lui cu tare, eventual. Exist pentru că gândesc. Și uh, în momentul în care ajungem aici, când definim uh, existența ca o funcție a gândirii, se scrie un orizont cu totul nou înaintea noastră. Uh, ce este acest orizont? Hai să ne gândim puțin. Uh, mă întorc la iarăși la afirmația prietenului meu. Uh, viața bazată pe carbon este imperfectă, este instabilă. Uh, saltul evolutiv este acela că concepem existența ca ceea ce gândește. Și ne interesează neapărat baza organică a acestei existențe. Hai să iau un exemplu. Un exemplu care pare puțin fantastic, zic puțin. Pentru că probabil că un asemenea exemplu nu va teoretic, este deja realizabil, zic teoretic, pur teoretic, da? Un computer destul de puternic ar putea să modeleze toți parametrii unui individ și să creeze un program care să gândească. Uh, programul acesta care gândește ar trăi o existență virtuală, spre noi, pentru că nu există cu adevărat. Uh, sunt doar uh, 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 biții de informație care sunt procesați de computer. Dar, pe la urmă, ce este gândirea noastră decât informație procesată, decât niște impulsuri electrochimice în creier care procesează biții de informație? Așa că uh, existența aceasta ar fi existență virtuală. Și totuși acel program există. Individul acela virtual există pentru că gândește. Uh, în același timp, uh, cel mai mult, cei șapte loc, miliarde de locuitori ai planetei care duc existență de animale, bipede și uh, respir, care respiră și mănâncă și vorbesc, uh, se pare spune că nu există fiindcă nu gândesc. Vreau să arăt cât de, cât de importanță este această revoluție carteziană. Nu degeaba Hegel spunea că Descartes este marinarul care strigă pământ. Încă n am ajuns la pământ, dar vedem pământul. Și tot nu degeaba, cel mai mare vrăjmaș ai cartezianismului, slujitorii religiei, ne spun că Descartes nu semnează marinarul care vede pământ, ci naufragiul corabiei. Pentru că omul se desparte de, de credință, de mituri, de narațiuni, de povești, de mistică, mă rog, dacă vreți, Mircea Eliade, și ajunge să trăiască prin rațiune. Și asta este marele naufragiu care se deplâns și de oameni religioși și de mulți filozofi postmoderni din secolul 20 și existențialiști. Dar eu cred că de fapt aici avem un salt fantastic în evoluția spirituală a omului, în care omul se definit prin rațiune și prin adevăr. Nu este definit prin mituri și prin apartenți la o turmă. Omul nu este, o, individul nu este o funcție a turmei, ci existența este o funcție a gândirii. De ce este important acest lucru? Pentru că abia aici apare posibilitatea nemuririi. Acea imperfecțiune a vieții bazate pe carbon este depășită și încă e posibilă evoluția. Dar individul nu moare individul trăiește pentru totdeauna. Mă rog, dacă vreți, în viața biologică, ceea ce nu moare este gena. Gena e nemuritoare. Sau cele mai multe gene sunt, dacă nu nemuritoare, măcar vechi de peste 3 miliarde de ani. Și sunt procesate în diferite uh, configurări și în diferite alele și în diferite specii, în diferiți indivizi, dar în ultima instanță genele continuă să se reproducă într-o generație într-alta. lui Richard Dawkins, The Selfish Gene și cealaltă carte, a River Flows From Eden, e, ambele care reprezintă foarte, foarte bine acest concept al genei care nu moare. Și organismul este o funcție a genei. După aceea, ceea ce trăiește veșnic, nu, să zic în cazul Vechiul Testament, ceea ce trăiește veșnic nu este individul, nu este Avram. La Avram nu se-i promite viața veșnică. La Avram îi se promite o sămânță care va supraviețui lui David îi se promite că sămânța lui va rămâne Petrol. Toate făgăduințele sunt făcute seminței, ne spune și Pavel. Făgăduința este făcută lui Avram că sămânța lui va, va stăpâni lumea. Deci, ceea ce supraviețuiește este sămânța. Adică este familia, este tribul, este o anumită configurație de gene, dar și de meme, de credințe și valori. Care reprezintă, zic, Israelul. Și e interesant că etosul poporului Israel, până în zilele noastre, aceea, a fost acela că poporul trebuie să supraviețuiască, chiar dacă individul moare. Și individul nu trebuie să trăiască prea mult, e important este să supraviețuiască poporul, chiar dacă individul e martirizat. Același etos stă la baza patriotismului și naționalismului și tripalismului, în toate formele lui. Însă, noi intrăm aici într-o într eră nouă în care ceea ce trăiește, ceea ce moștenește lumea, nu este tribul, nu este sămânța, ci este individul. Acest concept a fost prima oară propus de Isus Hristos, a fost propus de creștinism, în care problema n-a mai fost Israel, ci a fost individul. Dar narațiunea aceasta capătă un sens nou în contextul în care omul există ca funcția a rațiunii și rațiunea este veșnică. Din cauza aceasta, individul, ca funcția rațiunii poate trăi veșnic. Există multe posibilități. Dacă vreți, este, dacă vreți ca să merg pe narațiunea creștină tradițională, cea mai populară este nevoia sufletului, care e moștenită de la greci. Apoi este ideea învierii, că informația este reîncărcată pe un corp nou și care nu se distruge și așa mai departe. Și dacă dar hai să nu neglijăm nici Evanghelia științei, care ne promite că informația, rațiunea, ceea ce formează individul și individul este o funcție a gândirii individuale, în primul rând. Gândesc de ce există. Individul care există în sens cartezian va putea să trăiască veșnic într-un viitor, într -un viitor previzibil. E bine, ce anume face din rațiune factorul uh, uh, cheie și, să zic, uh, uh, punctul spre care tinde bolta Universului, cum spune King, sau vectorul Universului, cum am zis eu. Uh, există trei gânditori pe care apreciez foarte mult, uh, Plato, Descartes și Einstein. Și toți trei susțin aceeași idee. Ultima frază faimoasă a lui Einstein, Dumnezeu joacă zarul anume că existența în ultima instanță este rațiune. Existența, spune Platon, în ultima instanță sunt forme. Forme geometrice, forme raționale. Chiar și binele, adevărul, frumosul sunt forme raționale. Aceste forme care pot fi înțeles de rațiune. Descartes vine cu această idee mult și mă duce mult mai departe în concepția lui în care prin geometrie, geometria înseamnă rațiune. Existența poate să fie modelată și poate să fie controlată și de bazează însă și argumentul ontologic despre existența lui Dumnezeu, pe această idee. Observați că Dumnezeu nu este o problemă de credință, ci de rațiune, la Plato și la Descartes. Și la Einstein, Dumnezeul Einstein, nu Dumnezeul la care se închină cei mai mulți dintre membrii speciei, Homo sapiens. Este în ce sens este rațiune? Pentru că, așa cum spune dictonul lui Einstein, mă duc la dictonul lui Einstein, Dumnezeu nu joacă zarul. Am mai vorbit de despre aceasta când, în, în emisiunile precedente. Ce vrea să spună acest dicton al lui Einstein? Mă rog, particulele cuantice sunt nedeterminate, sunt nedeterminate geometric. Nu, nu poți să le definești geometric, poți defini gravitația, masa, energia, mișcarea geometric. Asta este mare ideea lui Einstein. Platon a avut dreptate. Totul se duce la geometrie, la forme raționale, care pot fi calculate matematic și uh, marile marele miracol pe care îl specifică Descartes, că noi gândim logic și vedem că existența se supune exact la logica noastră. Einstein spune că acesta este cel mai mare mister al existenței, dar Einstein când spune Dumnezeu în joacă zarul, vrea să spună că chiar și aceste particule cuantice, nedeterminarea lor, în ultima instanță, uh, exprimă o geometrie aceea, cu aceleași legi, logice. Se spune aceleași logici, ca și geometria, ca și uh, tot ce este rațional. Numai că există aici o dimensiune pe care încă nu am definit-o. Și uh, în timpurile noastre, aceasta este strict teorie, care merge până acolo încât spune chiar dacă există alte universuri, acestea se supun aceleași geometrii relativiste alte cuvinte, aceleași gândiri raționale. Dacă vreți, într-un cuvânt, Dumnezeu este rațiune. Aceasta este, mare adevăr. Și noi avem rațiune. Folosind iarăși, întorcându-mă la filozofia lui Descartes, diferența între rați, intelectul meu și intelectul lui Dumnezeu. Singura diferență este acela că intelectul meu este limitat. Dar legile lui sunt aceleași ca și legile creațiunii, legile lui Dumnezeu. Acum cineva poate să nu creadă în Dumnezeu. Dar ideea pe care vreau să spun, Einstein se pare el însuși că n-a fost, fost, niciun caz un credincios într-un Dumnezeu personal, dar ideea este că ceea ce definește în stații instanță Universul sunt niște legi care sunt chiar legile logicii, rațiunii noastre. Și din cauza aceasta, spune Einstein, este un mister aceasta și din cauza aceasta Dumnezeu nu joacă zaruri. Ei bine, ajungem la acest punct în care definim individul prin rațiune, prin logică și înțelegem că individul care, în ultima instanță, este o funcție a gândirii sale, gândesc de ce există, acest individ transcede, poate să transcede nu numai existența temporară, de chiar și universul în care trăim. Este nu numai universal, ci multiuniversal. Aceasta este punctul la care ne aflăm sau de care ne apropiem. Ca uh, așa cum am spus, sunt optimist și vreau să resping atât bigotismul religios care încearcă să pune frâne rațiunii noastre și să ne sperie, dar și scepticismul postmodern. Uh, mă înclin mai repede despre biocosmismul uh, lui Efremov și uh, al lui uh, Martin Luther King și al lui Einstein. Charlotel de Chardin, lui Descartes, al lui Plato, ideea unei existențe raționale în care rațiunea este adevărul ultim și adevărul este valoarea supremă. Ideea unui vector al Universului care dă un sens existenței, care poate fi înțeles și îmbrățișat pe bază științifică. Resping de asemenea ideea lui Wittgenstein, care este foarte iubită de mistici, anume că sensul existenței este în afara lumii și din cauza asta noi nu putem să-l definim și ca atare pute doar să-l contemplăm în tăcere, adică să fim mistici. Chiar că este în afara lumii, rațiunea noastră trece de limitele acestui univers și noi împrână cu rațiunea noastră pentru că noi suntem o funcție a rațiunii noastre. Gândesc de ce există. Existăm fiindcă gândim, nu gândim fiindcă existăm. E bine, așa cum am spus, ne apropiem de un punct în care vorbim acum despre atingerea singularității, în care fantastic cele capabilități ale și posibilități ale inteligenței artificiale devine un factor în evoluția omului. Pe lângă faptul că omul poate să-și manipuleze codul genetic, evoluția omului este dirijată de acum. Omul nu mai nu mai este determinat de selecție naturală, selecție sexuală, ci omul însuși își dirigează evoluția uh, aliniat cu vectorul existenței. Din cauza așa, este proastă să avem filozofie sănătoasă. Fiindcă dacă omul ajunge să-și dirigeze evoluția și vine cu o concepție postmodernă, că în viitor vom alege fiecare ce să vină după gusturi și capricii, uh, facem o mare greșeală. Uh, noi trebuie să înțelegem care este sensul. Uh, spre care închil, înclină bolta imensă a Universului, cum spunea King, pentru ca într-acolo să uh, fie și efortul noastră de transformare a naturii umane, Natura umană este transformat în timpul nostru. Noastră, ca exemplu, Facebook, da? Ce este Facebook? Este deja o transformare a naturii umane. Este ceva foarte banal, este ceva monden, este foarte ușor să vorbești de rău, să-l disprețuiești, pe mine mă plictisește, ca să fiu sincer, dar recunosc că Facebook-ul a transformat natura umană. Prin faptul că uh, ne-a integrat uh, tribal întreaga planetă. Uh, și aceasta într-un timp, într timp foarte scurt. Uh, există posibilități de a combina organismul uman cu mașina, iarăși, care sunt reale și se pentru viitor. SF-urile care explorează această idee de obicei sunt distopice, pentru că există neîncredere în progres în timpul nostru. Dar de ce să nu vedem nu vedem posibilitățile fantastice care se deschid în fața noastră ca indivizi, ca oameni. Și în același timp vedem că de fapt vectorul evoluției Universului și al vieții ne-a dus spre punctul ăsta. Și evoluția biologică a fost, s-a încheiat poate, de acum încolo este o evoluție dirijată. Nu mai este nici selecție naturală, nici sexuală este o, o evoluție științifică dirijată și este de asemenea o evoluție spirituală care a început acum câteva sute de ani, o cu revoluția științifică. Noi trebuie abia începutul ei. Care sunt perspectivele acestei evoluții spirituale pentru noi, spre care înclină vectorul sau bolta Universului? Aș vrea să citesc câteva aforisme din, Frălui Wissenschaft, al lui Friedrich Nietzsche, în engleză The Gay Science, românește Știința Veselă, în care Nietzsche exprimă în aforisme filozofia lui despre știință și vorbește aici despre originea cunoașterii. Este o traducere în limba engleză pe care o am și din care traduc în românește la prima vedere, așa că o să aveți răbdare cu mine. De-a lungul unor imense perioade de timp, intelectul nu a produs altceva decât erori. Câteva din aceste erori s-au dovedit folositoare pentru păstrarea speciei. Cei care au nimerit din greșeală peste aceste erori le sau le-au moștenit au fost mai norocoși în lupta pentru existență și în reproducere. Ce vrea să spună această explicație, dar vezi, să iau un exemplu. De exemplu, vikingii cred în Valhalla. Și este o, o eroare intelectuală. Dar credința lor e că devine muritor dacă mor pe câmpul de luptă, și n-au fost singuri în privința asta, e, îi face foarte eficienți război. Și aceasta le dă un avantaj darvinian asupra altor popoare. De asemenea, miturile. Să iau ca exemplu un exemplu mai familiar. Luați o biserică care are anumite mituri. De exemplu, mitul că peste un timp foarte scurt va fi o persecuție împotriva acestei biserici și că uh, deja se comportează împotriva ei. Uh, mitul că pământul mai de șase mii de ani. Și totul a început cu Adam și Eva, în mod foarte literal, și alte câteva înarățuri biblice foarte literal, și acum ei sunt, ei sunt, mă rog, Ultimul capitol al acestei narațiuni, care începe cu Adam, trece prin Avram, prin uh, istoriile Vechiului Testament. Uh, mă rog, a creștinismul, da, creștinismul apostazia și ei sunt întoarce la Biserica Apostolică. Deci, practic, uh, acești oameni uh, au, o, trăiesc într-o mare eroare intelectuală. Dar această eroare intelectuală este foarte importantă pentru coeziunea grupului, pentru uh, persistența lui în persecuție pentru reproducerea lui. Copiii vor fi educați în așa fel ca să nu poată gândi în afară acestor erori. Și aceste erori ajută, de fapt, la reproducerea grupului. E, eroarea evreilor că ei sunt un popor ales, că sunt o rasă deosebită. E, sunt două erori. Una e evreilor că ei sunt deosebiți, ca, aproape ca specie sau subspecie, și eroarea celorlalți care văd în evrei un fel de subspecie umană ca dușmane între geomenirii. Interesant că, să zic, eroarea antisemitismului este ceea ce generează coeziunea mișcării legionare sau partidului nazist și trebuie să recunoaștem că naziștii au fost foarte eficienți. În același timp, eroarea lor că sunt un popor chemat să păstreze cu orice preț anumite tradiții, chiar dacă sacrifică individul pentru aceasta, îi ajută să supraviețuiască ca popor și eroarea musulmanului care crede că la 772 de virgine în cer a ajutat islamul să cucerească lumea. Catare tare nici are dreptate. E, intelectul produce erori și unele erori sunt necesare sau sunt folositoare pentru supraviețuire. E, numai că noi intrăm într-o epocă nouă. E, intrăm pentru prima oară în istoria omenirii, într-o era în care adevărul este cel care devine important pentru supraviețuire. Citeți mai departe din Nice. Numai în timpul din urmă, asemenea presupoziții sau mituri au fost tăgăduite sau au puse sub în semnul întrebării. Numai foarte târziu a apărut adevărul ca cea mai slabă formă de cunoaștere. Îmi pare foarte, îmi place foarte mult această idee. Adevărul este cea mai slabă formă de cunoaștere. Ce șansă are un om de știință să dezbătând un creaționist în fața unui grup de oameni religioși, cum a fost dezbaterea între Niles și Ham la Muzeul, de, la Muzeul Creațiunii, șansele omului de științe sunt nule sau sunt foarte mici. Pentru că puterea de convingere a adevărului este foarte mică vis a -vis de puterea de convingere a mitului, a erorii. Se părea că atunci când a apărut adevărul, se părea că noi nu putem trăi cu el, că organismul nostru era pregătit pentru opusul adevărului. Toate funcțiile înalte, toate simțurile și percepția și orice fel de senzație lucrau împreună cu aceste erori fundamentale care au fost încorporate din timpuri imemoriale. În adevăr, chiar în domeniul cunoașterii, aceste presupoziții false au devenit norme în conformitate cu care este definit ce este adevărat și ce nu este adevărat, până la cele mai îndepărtate domenii ale logice. Astfel, puterea cunoașterii nu depinde de gradul de adevăr, ci de vârsta ei, de gradul în care a fost încorporată și de caracterul ei în contextul vieții. Acolo unde viața și cunoașterea sunt în conflict una cu alta, nu a existat o luptă, ci pur și simplu o tăgăduire. Și ci pur și simplu tăgăduirea și îndoiala față de eroare părea nebunie. Auzi ce nebun că pământul are 4 miliarde, că viața are 3,5 miliarde de ani. Auzi ce nebun că Universul la 13,6 miliarde de ani, că a fost acolo să vadă? Auzi ce nebun, pe păi cine a văzut oameni trăgându-se de maimuță? Auzi ce, ce prostie, ce nebunie evoluția? Auzi ce, ce, ce prostie ăștia cu astrofizica, cu Big Bang-teorii, ce nebunie? Și vine un predicator și spune, uite ce nebunie. Și oamenii spun, da, domne, este o nebunie. Și spune Friedrich Nietzsche, aici, foarte cu profunzimea care caracterizează, în general, observațiile lui. Uh, Acolo unde viața și cunoașterea uh, se contrazic, nu a fost o luptă, într-adevăr, și eroare, ci pur și simplu tăgăduirea sau îndoiala au fost considerate nebunie. Adică, n-a fost o luptă în sensul că oamenii nu au stat pe gânduri să considere argumentele părții celelalte, ci de la început s-a produs o nebunie pentru că eroarea a fost încorporată în existența noastră și a devenit o condiție a supraviețuirii grupului. Atâta vreme cât individul este o funcție a turmei, supraviețuirea grupului este mai importantă decât supraviețuirea individului. Pentru individ, ca să ca individ, trebuie să gândească rațional să înțeleagă. Acesta este individul. Individul nu există ca individ, fără o gândire rațională, doar o funcție a turmei. Pentru ca turma să supraviețească ca turmă, n-ar nevoie de adevăr ci ar nevoie de mituri. Și sunt foarte mulți entuziaști romantici și primitivi și postmoderni și sceptici filozofici. Entuziaști ai miturilor, că totul este mit, totul este narațiune. Chiar și știința este un mit de proastă calitate și rațiunea este o narațiune de proastă calitate și o formă de imperialism apusian. Cunoașteți această lozincă. Așa că mă întorc la Nietzsche. Puterea cunoașterii nu depinde de gradul de adevăr, ci de vârsta ei, de gradul în care a fost încorporată. Uh, și uh, ceea ce uh, spune nice aici a fost folosit cu succes de Adolf Hitler în cartea lui Mein Kampf. Hitler vorbește despre aceste principii care le-am de la Nietzsche. Anume că o propagandă eficientă nu trebuie bază să se bazeze pe adevăr, ci pe minciune mare. Și că important este să apelăm la prejudecățile cele mai adânc încorporate. Asta face orice predicator evanghelic. Asta face orice politician bun. Apelează la prejudecăți. Nu spune adevărul. Există o scenă foarte interesantă în filmul House of Cards, în care Underwood, Protagonistul filmului, sau eh, probabil că unii dintre noastre, Sper spre ați văzut filmului, e un film foarte bun, un serial pe Netflix, House of Cards, uh, e vorba despre Casa Albă, uh, este supus unui atac foarte puternic politic din cauza că uh, o fată a avut un accident care nu are nicio legătură cu activitatea lui de congresmen, dar este acuzat el că din cauza lui s-a făcut accidentul, fiindcă fata s-a uitat la un stâlp și el n-a vrut să dea stâlpul la o parte de acolo, foarte absurd. Dar Erol sunt un politician foarte abil. Știe că electoratul nu răspunde la rațiune ci la emoție. El nu încearcă să convingă electoratul că este rațional să-l acuză pe el fiindcă fata a textuit, în timp ce conducea mașina, despre o, un uh, tun de apă pe care el nu voise să-l scoată de acolo pentru că i se părea că are formă obscenă a acelei fete și la toți redmecii din uh, zona aceea și el nu a, nu a găsit că are rost să argumenteze că forma nu este o decât în mintea lor, că nu e vina lui că fata a textuit-o dâns la turnul de apă și a avut un accident și a murit. Din și asumă vina. Se umilește. Merge la biserică. Vorbește despre Dumnezeu, despre relația lui cu Tatăl sau cât a el că a murit Tatălui și așa mai departe. Se umilește în fața oamenilor. Pentru că știe că oamenii nu răspund la rațiune, ci la prejudecăți. Asta este ideea pe care a învățat-o de, de la Nice. Dar nici nu este un nazist. Nici merge mai departe decât atâta. E vorbit despre fază nouă în istoria omenirii, în care adevărul apare. Și această apariție a adevărului nu este ceva normal, să zic, în sensul că e normal că dacă cunoaștem, cunoaștem adevărul, că noi vrem să cunoaștem adevărul, nu este pentru că omul ar avea o pasiune pentru adevăr. Omul are pasiune pentru mituri, pentru erori. Pentru erorile încorporate în istoria speciei. Ceea ce aș spune aici este că evoluția omului, evoluția gândirii, a dus la aparația individului din turmă, la ieșirea individului din turmă și la ieșirea adevărului din eroare. Și îmi place foarte mult cum descrie el acest proces. De aici înainte. Uh, nu numai credința și convingerea, dar și scrutinarea, care ar fi cuvântul românesc cel mai bun, scrutinarea, scrutinizarea, tăgăduirea, neîncrederea și contradicția au devenit putere. Deci a fost un timp când credința a fost calitatea și convingerea a fost calitățile esențiale pentru supraviețuirea turmei, bineînțeles, și a individului ca funcția turmei, și scrutinarea lucrurilor, tăgăduirea lor, neîncrederea, îndoiala, sezarea contradicțiilor au fost văzute ca ceva rău. Cei care vin din mediul din care vin și eu, înțeleg foarte bine această frază a lui Nice pentru că asta e lumea în care trăim, în care a scrutinizat, cred că acum am folosit termenul normal, a pune sub semnul întrebării, a tăgădui, a sezat contradicții. Sunt forțe ale răului. În timp ce credința și convingerea sunt forțe ale binelui. Și, orice, și cine pune anumite întrebări, imediat este, se, se ridică o întrebare pe păi dacă facem așa unde ajungem. Cred că cunoașteți foarte bine această retorică, păi renunțăm la asta, renunțăm la el, altă, pe la un moment, renunțăm la totul. Unde ajungem dacă mergem în direcția aceasta? Și spune uh, nici. a o vreme în care. Uh, deci a fost o vreme în care puterea vieții, viața fiind definită ca funcția turmei, a fost credința și convingerea. Credința oarbă, convingere, convingerea oarbă. A fost puterea care a făcut să supraviețuiască pe evrei, care a făcut să supraviețuiască, mă rog, noi suntem români, care a făcut să supraviețuiască pe vikings, triburi, regate, credința oarbă care a urmat minciunile regilor lor și conducătorilor lor, Însă vine un moment în care scrutinizarea, tăgăduirea, neîncrederea, sesizarea contradicției, care sunt văzute ca ceva ce se ridică împotriva vieții, amenință existența uh, individului ca parte a tribului, pentru că amenință existența tribului și Vechiul Testament, istoria Vechiului Testament este un foarte bun exemplu în privința aceasta în care a pune sub semnul întrebării anumite lucruri, a, începând de la fructul oprit, bineînțeles, însemnează moarte. Dar spune nici avem timpul. Și acest timp a început odată cu era rațiunii, a avut o perioadă, o anticipare în lumea greacă, apoi a pus, a renăscut în perioada renașterii, dar a apărut în era rațiunii cu revoluția științifică, în care scrutinizarea, tăgăduirea, neîncrederea, dar a au devenit putere. Ce s-au devenit putere? Au devenit conții de afirmare a existenței, au devenit conținut de supraviețuire, a devenit o adaptare care ne ajută să supraviețuim. Și ceea ce dă ore cu cunoștință în viziunea nicețeană este viața, este uh, voința de putere, este calitatea de a extinde viața. A fost o vreme în istoria uh, acestei lumi. Și istoria aceasta este încă vine în anumite enclave, cum este biserica noastră. Dar istoria poate fi găsită cel mai în Vechiul Testament, în care teama de Dumnezeu a fost începutul înțelepciunii și în care necunoașterea a însemnat viață. Înțelepciunea a constat în neștiință. În care a mușcat din fructul cunoașterii a însemnat moarte. În care adoptarea unor erori în mod orbește, fără niciun doială, fără scutinizare, fără neîncredere, a însemnat viață pentru a însemna condiția supraviețuirii unui trib întreg sau unei națiuni de triburi, dar a însemnat și condiția supraviețuirii individului în acel trib. Și că există un instinct în mintea spre, către armonie, către grup, către armonie cognitivă, către evitarea diznozonanței cognitive. Și acest instinct ne face totdeauna să ne, să ne uh, armonizăm cu gândirea turmei. Și este foarte puternic în biserică acest instinct. Pentru că de multe ori stai și te simți vinovat pentru că gândești altfel decât ceilalți. Deci ai toate argumentele de partea ta, dar gândești altfel decât ceilalți. Și instinctul tău spune să mergi cu turma. Este foarte puternic. Însă, în timpul nostru, uh, iarăși repet, îndoiala și neîncrederea și scrutinizarea rațională a lucrurilor, sezarea contradicțiilor în credințe moștenite, a devenit o putere. Și acum îmi place toate instinctele rele, nici ce pune cuvântul rele în ghilimele, toate instinctele rele au fost subordonate cunoașterii, folosite în serviciul ei. Și ea a căpătat o splendoare, uh, care uh, în cele din lume, chiar și în ochiul nevinovat și bun, a părut fascinantă. E, E fraza puțin mai complicată, e nicio, dar de aceea se place foarte mult. Inițial, omul cunoaștere a fost văzut ca uh, partea întunecată. Uh, a plecat de la instinctele rele. Instinctul de a cunoaște a fost instinctul rău. În sensul că a fost instinctul de a distruge turma, de a distruge credința turmei, de a distruge tradiții care sunt au importante, sute și mii de ani. Tradițiile acestea au ținut societatea în picioare. Și cei care au, uh, au pus sub semnul întrebării aceste tradiții, ca să zic așa, s-au bazat pe un instinct rău, pe un instinct antisocial, pe un instinct anarhic, pe un instinct uh, de rebeliune împotriva uh, ordinii sociale. Uh, și au fost văzuți cu, cu suspiciune de oamenii buni, da? uh, cum a fost văzut Galileu, cum a fost văzut Darwin, cum este văzut, să zic, un pastor care uh, le aduce aminte. Uh, în că evoluția este un fapt. Tot ce este bun în om, tot ce este conservator, tot ce vrea să păstreze, anumite valori moșnite de, de mii și mii de ani, și de, care sunt atât de importante pentru păstrarea familiei și a grupului și a națiunii și a tribului și a bisericii, oamenii simt nevoia să apere aceste valori. Și imediat ei văd răul. Și, într-adevăr, cei care le promovează se pare că de multe ori apelează la un anumit instinct de a contesta ordinea existentă. Instinctul acesta e real în fiecare noi. Și savantul este rebel, savantul este frate cu vrăjitorul, este demonizat, este omul satanei. Însă, spune Nietzsche, am ajuns la punctul că chiar și în ochiul inocent, și în ochiul bun, știința începe să apară bună. Cunoașterea își are valoare. Și astfel cunoașterea Adevărul a devenit o parte din viață și de atunci încolo a continuat să crească în putere, până ce cunoașterea -a, a intrat în coliziune cu aceste erori primitive, fundamentale, două vieți, două puteri, amândouă în aceeași ființă umană, un gânditor este acum acea ființă care din impulsul pentru a, care, uh, uh, în care impulsul pentru adevăr și acele erori care au preservat viața până acum se ciocnesc în prima lor luptă după ce impulsul adevărului s-a dovedit a fi el însuși un, o forță care păstrează viața. Nu știu dacă traducerea mea a fost foarte... a reușit să redea clar ideea destul de complexă al unice. Deci ce este un gânditor? Un gânditor este o, o persoană care se ciocnesc Doi impulsuri. Impulsul tradițional de a păstra anumite erori care au, preservat, care au păstrat viața până acum. Să ciocnesc cu impulsul de a cunoaște adevărul, care la rândul lui a devenit o forță pentru păstrarea vieții. Gândiți-vă, de exemplu, hai să iau teoria evoluției, da? Teoria evolu evoluției, pro-Darwin, a fost o mare amenințare pentru ordinea socială, existență. Pe seama ei sunt puse și acum toate relele, eutanasie, avort, genocid, Darwinism social poluarea to toate sunt puse pe seama darvinismului. În același timp, însă, darvinismul a devenit o forță pentru păstrarea vieții, pentru că evoluția, teoria evoluției este baza științei medicale moderne, mai ales în microbiologie și epidemiologie, care sunt. sunt existența noastră ca specie umană este pusă în primej la ora actuală de faptul că bacteriile și virusii au evoluat. În competiție cu antibioticele și cu vaccinurile și cu sistemul nostru imunitar, bineînțeles. Și singura bază pe care putem aborda, să zic, de exemplu, virusul de HIV, care se mutează foarte repede, în așa fel încât sistemul imunitar nu poate să țină pasul cu el. Singura model pe care putem aborda este. Întorcându-ne la acele tipare de care spuneam că Efremov le-a descoperit în fosile, anumite tipare, anumite modele matematice ale evoluției. Pe baza acestuia putem anticipa evoluția virusului de HIV și putem ține pasul cu el. Deci, ceea ce s-a dovedit a fi o forță distrugătoare, este acum o forță care păstrează viața. În comparație cu semnificația ce se lupte, orice altceva este o problemă fără importanță. Ultima întrebare, de ultimate în engleză, dar întrebarea supremă, cu privire la condiția vieții, a fost pusă aici. Și noi suntem în această generație, ne confruntăm cu prima încercare de a răspunde la această întrebare prin experiment. În ce măsură este adevărul incorporabil sau în ce măsură adevărul poate să suporte încomporarea? Aceasta este întrebarea, acesta este experimentul. E ultimul paragraf care am și încerc să le explic. Deci, deci, nici nu am ajuns la punctul în care, pentru prima oară, ne prim întrebarea și încerc, nu ne primim pentru prima întrebarea, mă scuzați, pentru prima oară încercăm să răspundem la această întrebare prin experiment. Care este întrebarea, care este experimentul? Întrebarea este dacă, așa cum eroarea a fost încorporată, eroarea este încorporată în ADN-ul nostru, este încorporată în cultura noastră, în tradițiile noastre, în religia noastră. Și noi existăm ca funcție acestor tradiții, acestor religii, acestui ADN. Când spun ADN, mă refer, vorbesc mai mult la figurat aici, da? Deci. Eroarea este încorporată în condiția umană și întrebarea este, poate și adevărul să fie încorporat? Poate adevărul să devină la fel de puternic ca instinct, așa cum instinctul nostru este spre prejudecăți, spre eroare. Politicienii știu foarte bine, politicienii nu apelează la rațiune, politicienii apelează la emoții, la instincte primare. Politicienii apelează la xenofobie, la naționalism, la antisemitism, la rasism, uh, politicienii apelează la frică, e un apel foarte puternic și cu foarte mult succes, politicienii apelează la lăcomie, la politicienii apelează la speranță, la iluzii, dar politicienii nu apelează la rațiune. Religia apelează la frică, la vinovăție, la uh, obsesia păcatului și a unui Dumnezeu foarte ușor de ofensat. Uh, religia apelează la coizi... instinctul nostru de coeziune, de a gândi cu toți la fel. Cântăm la fel, spunem amin împreună la rugăciune, uh, uh, gândim cu toți la fel. Da? Uh, eroarea este încorporată. Întrebarea nici Nice este, și întrebarea care ne frunte de mai multă vreme, este dacă și adevărul poate fi încorporată. Poate deveni parte din ADN-ul nostru, din cultură, din religie, din tradiție. Și spunea el: Suntem prima generație. Vorbește la intersecția dintre secolul XIX și secolul XX. Suntem prima generație care facem acest experiment. După Revoluția Științifică, încercăm să incorporăm adevărul în condiția umană, în viață. Adevărul s-a dovedit că e important pentru supraviețuire, că este o forță a vieții nu este incorporat. Este tot timpul în conflict cu prejudecățile noastre fundamentale și cu instinctele noastre primitive. Încercăm să-l încorporăm la l un instinct. Este, de fapt, această încorporare adevărului, dacă vreți. Probabil că ați auzit de multe ori termenul de supraom, folosit de Nice. Supraomul nu este acea caricatură din comics americane, tipul ăla în albastru și cu mantaua roșie, paiața aceea de Hollywood. Supraomul lui Nice este omul care a depășit condiția tradițională a omului. Și condiția tradițională a omului este aceea de a supraviețui prin erori. Supraomul este omul care supraviețuiește prin adevăr. Care a încorporat adevărul în instinctele lui fundamentale. Și nici ce spunem, suntem primii care facem acest experiment. Nu știu dacă vom reuși. Dar încercăm să răspundem la această întrebare. Și facem deja acest experiment. E timpul în care trăim noi. Uh, nici a fost un sceptic, mă întorc la uh, declarația optimistă a lui Martin Luther King, la concepția optimistă a biocosmismului, care a fost conceput de intelectualii de după Revoluția din Octombrie, ca un răspuns la existențialismul apusian, la scepticismul existențialist. Uh, și l-aș pune ca un uh, răspuns la postmodernism. Anume că vectorul Universului Uh, merge în direcția unei victorii adevărului. Uh, că bolta largă Universului înține spre dreptate. Charles un teolog catolic care a rămas până la capăt, un preot catolic, jezuit, ne spune că evoluția Universului este, în ultima instanță, întruparea Logosului. Este tind spre punctul Omega, care spune el este reprezentat de Isus Hristos, în, în istoria creștinismului. Noi facem acest experiment în Cuvintele Unice, încercăm să încorporăm adevărul în structurile fundamentale ale existenței noastre. Dar să nu uităm, eroarea nu mai este o condiție a vieții. Eroarea a devenit o frână a vieții. Credința nu mai este o forță, este încă o forță a vieții dar nu mai este forța fundamentală care va asigura supraviețuirea noastră ca individ și ca specie, ci rațiunea este această forță. Uh, individul ca individ, de fapt, nu supraviețuie decât prin rațiune. Individul nu există decât atâta vreme cât gândește. Gândesc de ce există cogito ergo sum, mă îndoiesc de ce există dubito ergo sum. Da? Atâta vreme cât nu gândesc, nu mă îndoiesc, nu există ca individ sunt o funcție a unei turme. Chiar și omenirea. Este, existența este periclitată. Omenirea nu va fi salvată de oameni pioși. Va fi salvată de știință, dacă va fi salvată. Pentru că instinctul de autodistrugere este foarte puternic. Și cu toate că sunt foarte multe argumente postmoderne și sceptice, că uite, unde ne-a dus știință la comunism, la nazism, și la bomba atomică și așa mai departe, Uh, în ultima instanță, uh, adevărul este condiția noastră de supraviețuire ca specie și ca individ. Uh, ca atare, Hawking are dreptate. Trăim în timpul în care adevărul științific trebuie încorporat în preocupările noastre filozofice și religioase și în teologia noastră. Vă mulțumesc că să vă răbdare cu mine încă o dată. La revedere!